Hei, hei, hei! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Larisa și astăzi o să-ți arăt ce mănânc într-o zi de vară. Și știu că am foarte multe videouri pe canalul meu în format scurt în care îți arăt ce mănânc într-o zi. Astăzi o să-ți arăt nu neapărat rețete, dar și cum prepar aceste mâncăruri, aceste preparate. E vară, recunosc, nu stau foarte mult în bucătărie sau nu gătesc foarte mult pe foc. Încerc să petrec cât mai puțin timp în bucătărie și în special cu sursele de căldură, pentru că mi-este cald, dar în același timp vreau să petrec mai mult timp cu copilul meu, cu soțul meu și mai puțin timp în bucătărie. Așa că nu sunt neapărat rețete, dar așa le prepar și poate îți dă idei de cum să faci niște mese rapide vara. Nu știu cum ești, dar eu am momente în care pur și simplu automatizez micul dejun, nu și celelalte mese ale zilei. Dar am perioade în care mâncam foarte multe smoothie-uri sau smoothie-uri boluri, după care am avut o perioadă cu ovăz. Ei, acum vara asta, principala chestie care îmi place să mănânc sunt fructele dimineața, pentru că au un gust atât de bun, sunt dulci, găsesc atât de multe variante și în special pepenele. Din păcate încă nu am găsit un pepene galben foarte bun vara aceasta, dar sper. Sper, mai este speranță în august, poate, acum în august, poate le găsesc. Și mici cu semințe, am mâncat câțiva pepeni cu semințe, dar nu suficient de mulți. Aș vrea să găsesc mai mulți cu semințe buni. Cred că săptămâna trecută sau acum două săptămâni am cumpărat unul de la piață și mi-a zis că are semințe, dar nu avea. Aia a fost dezamăgire pentru mine, însă asta este. Am cumpărat acest pepene de la un supermarket și e foarte delicios. Cu toate că nu are semințe, are un gust bun, așa că măcar ceva e bun. Că de multe ori cumpăr din magazin și nu au niciun gust. L-am cumpărat din magazin pentru că mi-era poftă de pepene și nu mai... Adică mai erau câteva zile până la piață și am zis, ok, hai că risc. E vară, niciodată nu cumpăr pepeni. Toamna, iarna, primăvara, pentru că știu că nu au gust bun și nu mai are rost să-mi irosesc banii și timpul și speranțele. Așa, și am și două nectarine pe care le-am cumpărat de la piață. Acum, nu știu dacă o să mănânc tot micul ăsta dejun într-o singură masă, adică stau jos și mănânc toate astea, însă o să mănânc marea majoritate. Și pe urmă le țin pe celelalte pe post de gustare până la prânz. Vorbind de prânz, o să mă pun să fac niște tofu crocant acum dimineață, pentru că o să fie o zi lungă și e cald afară. Și mai bine să folosesc cuptorul acum dimineața, decât să mă pun să-l folosesc după amiaza, când e foarte cald. Și măcar știu că am făcut parte din prânz. Și pe urmă o să-mi fie mai ușor. E o zi junie acasă astăzi, așa că am mai multe de făcut, nu doar de munci pentru la birou, cu și prânzul și juca cu Johnny și atunci e mai bine să am puțin ajutor de dimineață când Larisa cu multă energie este în acțiune. Așa. Și o să mănânc astea, fructele astea și Johnny o să mănânce din ele. Plus o matcha până la prânz. Asta e planul. Așa, cam asta e micul meu dejun. Nu e frumos? Foarte frumos. Aș putea să pun și niște fructe de pădure, însă sunt sigură pentru că o să-mi fie foarte cald. La un moment dat asta o să mănânc și un smoothie, o să-mi fac și un smoothie și o să folosesc fructele de pădure în smoothie. Și înainte să încep să mănânc micul dejun, o să pun toful la cuptor. Am o dărabă din asta de tofu. Așa. Normal ar trebui să-l las la presat câteva minute bune, însă nu am timp de din astea. Și că doar îl presez puțin cu șervețelele și tai cuburi. Îl fac și dimineața pentru că John trebuie să meargă la birou astăzi la prânz, așa că are nevoie de prânz făcut și el mai are ceva de aseară, însă are nevoie și de proteină, așa că tofu. Primesc foarte des întrebarea asta la videourile mele scurte de pe YouTube când prezint că mănânc tofu
Și mi se zice, prea mult tofu, de ce mănânci tofu în fiecare zi? Pentru că e proteină și pentru că multă lume mănâncă carne în fiecare zi sau la fiecare masă. Nu știu, înțeleg care e problema cu toful meu. E normal să mănânci carne la fiecare masă, dar nu să mănânci tofu în fiecare zi. Mă depinde de fiecare persoană. Pentru mine asta e normal. Și știu că există problema asta că soia nu e bună pentru persoanele care au avut cancer la sân, ceea ce nu este adevărat. Am mai vorbit despre asta într-un video, o să las în descriere link-uri către celelalte videouri. Din câte am citit eu și m-am informat, soia este chiar sănătoasă pentru persoanele care au avut cancer la sân. Pentru mai multe informații recomand cartea doctorului Gregor, Cum să nu mori. Ok, și acum o să le bag la cuptor timp de 30 de minute la 200 de grade Celsius. Până devine așa puțin crocante, depinde cât de crocante le vrei, pentru mai puțin timp, la o temperatură mai scăzută, dacă nu vrei foarte crocant, dacă îți place mai crocant, pentru o perioadă mai lungă, la o temperatură mai ridicată, doar să ai grijă să nu se ardă. Am uitat să precizez, dacă n-ai văzut această rețetă la mine înainte, am folosit sos de soia tamari. Tamari este sos de soia fără gluten și drojdie inactivă, care este diferită de către drojdia pe care o folosești pentru crescut pâine, aluatul, de exemplu. Este o drojdie foarte bogată în vitaminele B și este foarte bună pentru dieta persoanelor care mănâncă pe bază de plante. Și acum o să mă pun să mănânc micul dejun. Ok, revenim, pentru că am filmat și microfonul nu funcționa pentru că Johnny s-a jucat cu el. Good times. Am luat niște paste, niște bucatini pe care le-am fiert și pe urmă am pus 3 linguri de pesto vegan pe ele. Poți face pesto și acasă, sincer eu am făcut și nu mi-a ieșit la fel de bun. Asta din cauza faptului că eu acasă nu am ulei și asta e făcut cu ulei. Are busuioc, ulei de măsline, alune din astea, semințe de pin, usturoi, sare și piper. De ce accept să fie ulei în asta când eu nu consum ulei? Este faptul că nu e gătit, e ulei crud. Și, dacă ți-aduci aminte, azi dimineața am făcut niște tofu și acum o să tai toful bucățele mai mici și le pun peste paste. Am toful acesta, jumătate din el l-am pus lui John la muncă, cu mâncarea lui, așa, pentru extra proteină, deci abia aștept să mănânc. O să mai adaug pentru mine, o să mai adaug și niște usturoi crud în ale mele, dar pentru Johnny le las așa. Are usturoi, însă rămână din mine, crede că nu e suficient, sau simte că nu e suficient. Și să adaug și niște roșii, pentru că roșiile sunt foarte bine de mâncat împreună cu grăsimile. Și există grăsimi în mâncarea asta de la uleiul de măsline, așa că nu sunt necesare, dar eu le adaug pentru extra nutrienți. Nu face neapărat pastele mai frumoase, dar face mâncarea mai sănătoasă. Și acum adaug totul aici la amestec și ăsta este prânzul și pentru mine și pentru Johnny. Niște bucatini. Și proteină, și grăsimi, și verdețuri. Oh. Și cred că roșiile au licopen. Cred că licopenul e cel roșu, nu? Oh, deci, dacă aș putea, te-aș invita la masă, la prânz. Ok, cam asta e prânzul nostru. Este ora 2 și deja am nevoie de un... Deja. Acum am nevoie de un pick-me-up, de ceva să mă energizeze. Și o să-mi fac o matcha. Am luat matcha de la Matcha Bar România. Încă e valabil codul meu la RISA12 pentru 12% reducere la orice produs matcha, la orice pudră matcha, la orice pudră colorată de pe site-ul lor. Și o să-mi fac o matcha. Așa. Sincer, sunt prea leneșă. O să fac direct în cană, pentru că cana asta are un
fund așa rotund și o amestec puțină apă. Așa, până face spumă. Până ies spumele. Și am o să adaug niște lapte pe care l-am pus în frotter. Și asta e. Asta e macea mea care o să mă trezească, sper, acum. Așa. Cheers! Mm. Vai ce bună e! Vai ce bună e! E seară, băieții mănâncă cina și mi este poftă de ceva drăcoros, așa că o să fac un smoothie. Cam în fiecare seară, în ultimul timp, fac smoothie. Pentru toți trei. Oh, stai că am uitat să iau bananele. Din greșeală, când am cumpărat bananele după ce am venit din vacanță, le-am pus la frigider. Și acum sunt negre, însă nu vreau să le arunc, așa că o să le folosesc în smoothie. Deci nu, nici nu țin minte să le fi pus la frigider, dar John zice, da, te-am văzut când le-ai pus, te-am lăsat. Așa, am pus două banane, am aici niște zmeură care dă semne să se strice. Și o să pun și niște afine, care sunt... în frigider și nu vreau să strice. Mă, normal, aș face cu fructe înghețate. Însă, dacă le-am pe astea în frigider și dau semne de ofilire, nu vreau să le pierd, așa că le folosesc pe astea. Și pun și o linguriță de unt de migdale. Sincer, îmi place combinația asta de dulce cu un unt. Așa, și le dau la blenduit. Hello! Hello! Nu mai am pahare curate decât unul, așa că folosim ce avem. Așa, și puțin pentru Johnny. Here is your smoothie. Welcome. Așa, cam asta e gustarea mea din seara aceasta. Și cam asta e ce mănânc într-o zi. După asta nu mai mănânc nimic. Sper că ți-a plăcut acest video. Nu uita să apeși butonul de like. E realistic ce mănânc într-o zi. Nu încerc, nu fac o viață pentru YouTube, doar filmez viața mea pentru YouTube. E o zi de luni, Johnny este acasă. Încerc să le fac toate pe repede înainte, dar în același timp să fiu sigură că avem și nutrienții necesari. Te-am pupat, ne vedem data viitoare. Ciao!